Bun găsit la o nouă ediție la Sport Maxim. Intrăm direct în subiect pentru că avem multe de discutat. A fost un weekend plin de rezultate foarte bune pentru sportivii buzoieni. A început weekendul cu victoria formației feminine Onyx Râmnicu-Sărat, cea care s-a clasat cu 9 la 1 echipa din Avântul Reghin. Apoi handbaliștii noștri au reușit o victorie la limită, ce-i drept, dar victorie până la urmă și cu atât mai valoroasă împotriva formației secunde de la Dobrogea Sud și au urcat pe locul 2. Apoi, rezultat iarăși bun, handbalistele au câștigat în deplasare la un scor categoric în fața formației din Târgoviște și sunt în continuare pe locul 1. Iar am ajuns la subiectul cu care începem astăzi, formația Metalul Buzău. A primit vizita puternicei formații Faro Constanța, n-a reușit să câștige, dar nici n-a pierdut și practic a rămas singura echipă neînvinsă din seria C2. Ca să vedem imaginile, știți foarte bine că am transmis, ați văzut meciul aseară de la ora 19, sunt convins că l-ați urmărit. Am invitat aici doi profesori de sport, doi antrenori, i-am chemat aici în calitate de antrenori și l-am aici lângă mine pe Marian Ionașcu Hagi, cum îl știe toată lumea fotbalistică, nu doar pentru asemănarea evidentă, după cum observați și dumneavoastră, ci și pentru talentul fotbalistic la nivelul nostru de oraș. Alături de dumnealui îl avem pe domnul profesor Laurențiu Manole, fost antrenor la Merei în Liga a treia, așa că știe cu ce se mănâncă fotbalul din această divizie. Mulțumesc frumos pentru prezența aici. Bună ziua, mulțumesc Înainte și de a noi. trece la discuții, vă spun că în partea a doua a emisiunii vom avea imagini în exclusivitate de la victoria categorică de la Râmnicu Sărat. L-am invitat pe antrenorul Adrian Cosma să aflăm cum reușește dânsul să le antreneze pe aceste fete minunate, să joace așa de bine. Și vom afla și ce jucătoare, ce fotbalistă a primit inelul de logodnă la finalul acestei partide. Începem cu domnul profesor Manole. Domnul profesor, cum vi s-a părut meciul ăsta pe care l-am vizionat pe stadionul? Iată, avem și imagini. La pomul lăudat să nu te duci niciodată cu sacul. Un meci plin de îndârjire, dar fără veleități nici măcar tehnice și un joc de uzură. Un joc care nu, comparativ cu jocul Unirea Slobozia Metalul Buzău, indiscutabil meciul acela a fost mult mai spectaculos, cu mai multe faze de poartă, ocazii. Aici, fără să fiu răutăcios, cred că ocaziile de gol, nu știu, nu cred că au fost ca să le numărăm pe degetele de la o mână. Deci opinați dumneavoastră că Unirea Slobozia a fost mult superioară formației Faro Constanța. 100%, 100% și Farul e un brand. Au emis pretenții de când au promovat, deși și ei sunt tot la fel nou promovați ca și Metalul. Constanța, Farul Constanța este altceva, fără să se simtă jigniți băieții noștri. Dar n-au arătat cu nimic că merită, eu știu, titulatura lor de favorit, principal favorit la promovare. Joc de uzură, fără multe faze, luptă oarbă și acerbă pe la mijlocul terenului și ocazii foarte puține. Eu cred că echipa noastră, cu mai mult curaj, cred că ar fi putut să producă surpriza. Iată, avem imagini și din tribuna oficială. Oaspeți de seamă de la Constanța, l-am văzut acolo pe domnul Constantin Gache, fostul arbitru internațional Marcel Lică. Ce părere te-a lăsat, domnul profesor, galeria? Am văzut imagini cu galeria celor de la Constanța. Cum spunea și domnul profesor, fiind un brand, Farul Constanța are susținători. Acum nu mă leg eu de ce face galeria sau așa. Chiar îi acord un vot de încredere lui Toader, care a fost un băiat isteț și care a dat dovadă de inteligență și n-a răspuns la provocările galeriei. Pentru mine nu e o surpriză Metalul. I-am văzut și când au promovat și știu că domnul Valistan a răspuns la interviuri și care e secretul? Secretul e munca. Muncă, muncă și iată că rezultatele n-au încetat să apară. Așa este, un joc de uzură. Ambele echipe au fost preocupate de rezultat, da? Și să nu ia gol, da?
Iată, prima așa ocazie lipsit, pe care a avut-o așa, Răzvan Tănase aici. Da, așa s-a și desfășurat partida și atunci ocaziile sunt foarte puține. Mă așteptam la mai mult de la Faru, da? Și părerea mea, la fel ca și domnul Manole, mi s-a părut o echipă mult mai solidă, Unirea Slobozia, dovadă și rezultatele ulterioare. Dar au ajuns Constanța acolo. A bătut Slobozia cu 4-2. E posibil, dar la început, asta vreau să spun, că cu cât ne apropiem de finalul turului, echipele sunt mai îndârgite, joacă mai tare și se adună punctele. Metalul a tăcut, da? Au muncit și au adunat tot ce au putut. Bravo lor, tot respectul și sperăm, deocamdată este echipa buzoienilor, da? Ca să spunem, mai avem și pe cealaltă acum cu noua reînființată, SCM Gloria, dar da, este joacă. Reprezentanta noastră și să nu uităm și pe Olimpia Râmnicu Sărat, da? Ei au o poziție meritorie. De altfel, am prefațat un pic că vroiam să vorbesc cu mai către sfârșit despre Olimpia Râmnicu Sărat. Râmnicenii și-au revenit, au câștigat în deplasare la Delta Tulcea, 2-1 după ce au fost conduși încă de minutul 2 și-au revenit după ce au încasat vreo 11 goluri în 3 partide, dar toate cele 3 formații, toate cele 3 adversare grei serii în care activează și urmează vineri. Peste câteva zile, da, derbiul chiar pe Olimpia, să vedem ce se va întâmpla, să vedem care dintre echipe va fi cu adevărat pe val. Domnul profesor, domnul Petre Grigoraș s-a temut foarte tare de deplasarea asta pe sintetic, mai ales că a pierdut cu 7-0 în deplasare la Progresul Spartac. Ca să afli și spectatorii noștri, care este diferența asta așa mare, uriașă, între un gazon și un covor din acesta de sintetic? O diferență există, scuzați-mă, dar există și chiar am citit un interviu al dânsului și știu că înainte de meciul cu Metalul a avut un meci de pregătire la Cogălnicianu, da? S-au plâns și după meci și înainte de gazon, dar astea sunt condițiile. Mai sunt și alte terenuri în țară unde se joacă pe sintetic, da? Jucătorii noștri, evident că au avut un atu fiind obișnuiți cu terenul, dar asta nu înseamnă că ai venit aici ca vorba aia, Farul, Constanța, o prim-divizionară, da? Cu pretenții la promovare, trebuie să joci pe orice teren și să câștigi. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnul profesor? Eu știu de când am fost și eu cu Partizanul aici așa și băieții se plângeau de, în primul rând, duritatea suprafeței, acuzau mai tot timpul niște dureri pe la tendoane și se plângeau de faptul că mingea nu sare la fel de bine ca pe un teren de iarbă naturală. Dar, așa cum a spus și domnul Ionașcu, terenul a fost și pentru Metalul și pentru Farul Constanța. Văd că, mă rog, o cred eu că asta ar fi fost principala lor scuză, dar exact cum aș fi spus, teren sintetic este și la Atletic Bradu, joacă și Metalosport Galas, pe sintetic, să joacă și la Liga 1. Și... Da, asta a fost, eu știu, nu cred că o scuză, a fost temerea dumnealui, al domnului Grigoraș, terenul sintetic, pentru că și terenul ăsta nostru sintetic s-a cantocit iarba pe el, de când se tot joacă pe el non-stop. Sau cam și... tot și firele de la covor. Da, da. Și atunci apar probleme. Ceea ce v-am spus, când spuneau și băieții mei, în afară de duritatea lui, era faptul că mingea nu mai sărea așa cum trebuie și nici viteza imprimată când dădeai la poartă era alta, mai ales dacă mingea lua și pământul până să ajungă la poarta adversă. Da. Noua măsură asta pe care Federația Română a luat-o apropo de prezența obligatorie a trei jucători sub 19 ani, până la urmă, în ultimul timp, cam juniorii aceștia, să le zicem așa, cam fac diferența. Cine are jucători tineri pe care poate baza și care știu jocul, cam fac diferența. Păi la trei jucători e o treime din echipă, nu? Da. E o treime din echipă. Dacă ai juniori de valoare, stai în față. Dacă nu, dai mai la spate. Ce părere v-au făcut cei trei jucători? O părere bună.
ce să spun, bine știam de cei doi pe care aveam metalul dinainte, chiar dacă la început a fost mai greu și pentru domnul Valistan și pentru toată conducerea echipei, gândindu-se la ce trebuie să bage între ele pe cei trei sub 19 ani. A mai venit și Răzvan Tănase, Kempes junior, cum o știu. Kempes junior, da, cu reale calități. Și atunci, asta este, aici se face diferența. E o măsură, acum, vedeți, taberele sunt împărțite, părerile sunt împărțite, dar eu cred că e o măsură bună, pentru că trebuie să promovăm copiii noștri. Acum, depinde și ce arii de selecție ai și ce juniori aduci, da? Cine nu crește, nu are de unde să, da? Ce sădește aia o să ai. Au reușit să aibă niște relații de joc și văd că ăsta mic Răzvan s-a integrat bine și atunci apar și rezultatele. Da. Domnul Manole, singura echipă neînvinsă, Metalul, după 9 etape, doar 5 goluri marcate. Mă uitam și pe celelalte clasamente. Primite. Da. Mă uitam și pe celelalte clasamente din Liga a 3-a. Dintre celelalte 71 de competitoare, una singură e peste Metalul. A primit doar 3 goluri, dar acolo știți că joacă unul dintre frații Costea, portar Mincă, cel care a apărat poarta Gloriei. Buzău de la CFR Cluj. Ce trebuie să extragem din postura asta de lider, din punctul ăsta de vedere? Părerea mea sinceră este că echipa Metalul Buzău este foarte bine pregătită fizic și însuși din antrenamentele care... Am mai fost și eu pe la stadion pe acolo și nu că l-am spionat. M-am uitat la antrenamente în timpul liber așa, pune foarte mare accent pe organizarea jocului. Exact. Foarte mare accent pe organizarea jocului. Și suportul ăsta fizic și cu organizarea asta bună a jocului l-a dus la aceste rezultate și am mai spus-o și data trecută, încă în perioada aceea, când aveau 6-7 etape fără să fie cunoscută înfrângerea, nu-i băga nimeni în seamă. Aia, Metalul, e un foc de paie. Cum am avut și noi o perioadă, dacă vă aduceți aminte, după ce am promovat cu Mereu, nu pierduțem decât un singur meci la Megidia și în rest eram acolo în cărți. Ferească Dumnezeu să aibă și el parte de un duș de ăsta rece, așa cum am avut noi cu ăia de la Leordeni și ne-a adus cu picioarele pe pământ. Și la ei vin meciuri grele. Vine și Axiopolis Cernavodă, care părerea mea este surpriza seriei până acum, plus acești Progresul Spartac. Dar bravo lor, decât nimic e bun și un punct. Și cu mai mult curaj, cu mai mult curaj, chiar asta e faza, băiatul ăsta Valentin Lungoci, a forțat un pic acolo. Eu, părerea mea, a mea personală, fără să discut cu nimeni, eu cred că el a așteptat să fie faultat. Contact, da. A așteptat să fie faultat. Că a avut mingea în față, a avut prin planul la un moment dat, dă bă băiete una la poartă și vezi ce iese. Iată încă o dată. Vezi ce iese. Ori o dai la Renel, ori o dai în poartă și să termină meciul. Dar ați văzut, a fost ocazia lui Răzvan Tănase în prima repriză, asta... Și au avut și o ocazie pe care, felicitări lui Costel Toader, care a scos-o. Deci până acum 3 ocazii, atât. Da, și a mai fost una lui Diachite, dar un șut. A avut o acțiune personală cu dribling. Acolo este un pic și de șansă, că din două contre, așa a fost el norocos. Din două contre lui a rămas de fiecare dată mingea în față și când a avut-o, a stat cu dreptul, cu exteriorul, pe lângă poartă. Părerea mea este la fel ca și a domnului profesor, mare disciplină, da, și o foarte bună organizare a jocului. Și au respectat sarcinile și lucrul ăsta se vede în istoria jocului și atunci nu e întâmplător să apară și rezultatele. Și până acum așa este. N-au fost băgați în seamă de echipele astea care și-au anunțat cu surle și trâmbițe promovarea, da? Rezultatele îi ajută să dea Dumnezeu vorba dânsului, să nu avem parte de dușuri reci, da? Și să strângem puncte așa încetul cu încetul, pentru că la fel mă gândesc în iarnă cu câteva plombe, da? Câțiva jucători cu experiență și la fel se poate ataca promovarea. Da, te întreb puțin, domnul profesor, pentru că înțeleg că avem un telefon în direct. Alo, bună seara!
Bună seara, aș dori să vă felicit invitatele noastre pentru rezultatele obținute, dar aș avea două întrebări pentru dânsii. Dacă... Sigur, poftiți. După această serie de 6 victorii, 3 egaluri, da. Deci neînvinsă, vor promova în Liga a doua. Unu, ce vor face și doi la mână, cum vor rezolva cu stadionul. Și o mică paranteză, să nu pățească și Metalul ce a pățit Gloria Buzău, adică după 40 de ani, peste noapte o comisie se duce cam și cu stadionul cum va face. Atât am avut de zis. Aștept răspunsuri, ăsta era minunată. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Dân și nu sunt reprezentanții Metalului. Telespectatorul dumneavoastră, da. Că noi nu suntem da, din staful Metalului, noi am venit ca invitați, putem avea o opinie, da? Să dea Dumnezeu să ajungem noi în Liga a doua și poate atunci se vor rezolva problemele. Important e să ajunge acolo. Acum, cu treburile administrative, cu aceste probleme, se ocupă alții, da? Sperăm că nu vor fi probleme și că toată lumea, așa cum suntem avizi de fotbal și vedeți că de fiecare dată vin oamenii și la Liga a 4-a și la Liga a 3-a, dorim să avem o echipă acolo unde am fost, da? Unde ne e locul. Și toți stânjim după Liga a 2-a și mai sus până la urmă urmei. Că stadionul ăsta pe care îl avem merită, da? Și mai ales publicul buzoian merită să aibă echipă în prima ligă, da? Speranța moare ultima. Interesant este că victoriile cele mai clare, Metalul le-a obținut în deplasare, când a jucat una peste alta, au jucat pe gazon, au jucat pe iarbă și până înaintea meciului cu Faro, cea mai echilibrată formație. Luase 10 puncte în deplasare, 10 puncte de acasă. Asta chiar înseamnă un echilibru și bănuiesc că este ușor ca Valistan să organizeze foarte bine faza de apărare, ca un fost mijlocaș la închidere care a activat și încă la un nivel înalt. A făcut-o și o face foarte bine. Ce părere aveți despre proiectul pe care și investiția pe care familia Benga, iată, un investitor bucureștean, a venit? Bine că ne-ați întrebat. Tot respectul pentru domnul Benga și pentru băiatul dânsului. Sunt banii dumnealor, sunt investiții în fotbal și nu e chiar simplu, mai ales la ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc la ora actuală. Vedeți dumneavoastră cu atâția patroni și care au probleme cu legea, da? Și care au și pretenții. Și care au și pretenții. Vin da? Să investesc dacă îmi dai și mie da. Ceva la schimb, dacă nu... Să sperăm că la noi Consiliul Județean își menține poziția și o să susțină echipa Metal. Da, de altfel am văzut și pe domnul președinte Emanuel Neagu prezent la această partidă. Altfel nu se poate, fără sprijinul Consiliului Județean. Vedeți și dumneavoastră că noi nu avem altă șansă, da? Părerea mea că dacă am avea totuși înțelegere și dacă am reușit să ne așezăm la masă și să discutăm, am putea să ajungem la un numitor comun, da? Și să nu mai avem partipriuri, domne, că trebuie să promoveze nu știu cine sau nu știu care, da? Avem o echipă Fanion, haideți să o ajutăm pe asta, deocamdată, da? Că la ora actuală este cea mai bine clasată, da? Și Râmnicu, tot respectul la fel, pentru că de atâția ani se tot investește în tineri și ia că se poate. Da. Eu zic că, așa ca o glumă, e un norocos Valistan, pentru că are norocul ca băiatul care bagă bani să și știe. Da, da. Ați văzut că dacă era unul de ăsta care e paralel cu liniile forței acolo, juca în 10. Că, da, dau banul, dar vreau să joc. El este un norocos. Da. Că Patrick Benga, Patrick Benga știe, da. Știe jocul. Da, ca un fost junior al Stelei, până la urmă. E un mare avantaj pentru el. Da. Și părerea mea și tot respectul pentru el, faptul că înțelege atunci când este schimbat. Deci nu ridică pretenții, bă, frate, eu joc, dar schimb pe alții, pe mine nu mă scoți. Da. Adevărul că în momentul în care Petre Grigoraș l-a introdus pe Pătulea, era nevoie de un fundaș de talia lui, Longilin, cum e Costin Pușcă. L-am văzut toată săptămâna
puțin supărat pe Balistan, pentru că cei doi frați Pușcă nu i-a avut la dispoziție 3 săptămâni, 2 săptămâni au fost plecați la Cupa Mondială în Tunisia, au venit în țară acum o săptămână luni noapte, dar s-au luat de studiat de sare, fiindcă ei sunt magistrați, da. Și practic Mădălin a venit la antrenamentul de o zi înainte, care culmea urma să se joace a doua zi pe sintetic, iar ei au făcut un antrenament pe Gloria, fiindcă Locomotiva avea acolo un meci. Asta e starea fotbalului românesc, da? În primul rând trebuie să respectați frații Pușcă, da? Pentru că sunt băieți inteligenți și că au reușit în viață și sunt ceea ce sunt, da? Și respectați-o numai pentru asta și pentru faptul că, uitați, vin și joacă fotbal până la urma urmei din plăceri. Și până la urmă sunt chiar un model și de urmat. Și chiar sunt un model de urmat, da. Adică ne-am săturat de fotbalești din ăștia numai cu figuri, numai cu fițe și ar trebui cazul ca și mai pună și mâna pe carte și să fie chiar niște exact, modele pentru, da. Pentru junior, pentru tineret. Și avea cineva o vorbă, unul dintre antrenorii noștri. Nu poți să joci fotbal dacă nu ai cap, da? Fotbalul nu este un joc doar pentru golani, cum spuneau unii, da? Fotbalul, dacă nu-l joci cu capul, n-ai cum să ai rezultate. Da. Domnul profesor Manole, urmează meciul de la Râmnicu Sărat. Pe cine pariați? În asentiment cu Gica am spus-o și o repet întotdeauna. De aia sunt jucători de Liga 1, a 2, a 3, a 4 și așa mai departe. Diferența o face inteligența. De la cap, inteligența. Da? Jocul de la Râmnicu Sărat. Joc de 1x2. Dar pare să că la momentul ăsta, ca formă sportivă, Metalul ar avea ceva aturi în plus, deși și Olimpia și-au revenit din punct de vedere moral. Cu victoria asta ați văzut, a câștigat în minutul 89 și 90 plus 4. Da. Nu contează când, dar e important e că au câștigat. După 3 eșecuri de-astea usturătoare, cu 5-0, 4-0... 11-0, 11 gol averaj în 3 partide, dar împotriva a 3 echipe da, de calibru. Da, pretenții, bineînțeles, cu pretenții. Au avut dubla asta acasă cu Axiopul și Cernavodă și Progresul Sparta, care și ăștia, dar nu una după alta. Așa, vor veni și la Metal. Ei n-au nicio dublă acasă, din câte știu eu programul lor. Este o etapă acasă, una afară, da. Una acasă, una afară, până la sfârșitul turului. Mă, vedeți că sunt și niște surprize până la urmă. Farul Constanța a luat 7 la Spartac, da? Da. Și tot la fel urmăream pe postul lor local de Constanța și spuneau că orice șut pe poartă a fost gol. Asta e fotbalul, asta e frumusețea fotbalului, da? Dar atunci când îți asumi postura asta de favorit și spui că vrei să promovezi și mai ales când în spate scrie Farul Constanța sau, da? Ai, pretențiile sunt mult mai mari. Oricum, și una peste și domnul Grigoraș este puțin fiert. Puțin, da. Mai ales că am înțeles din băieții lui, nu au luat niciun salariu. Ați văzut că și galeria spația, umblă acolo cu o cutiuță, da, să o le dăm noi de la Buzău. Da. Oricum, mi s-a părut un pic ciudat situația de sâmbătă de la stadion. Ei zice că s-au anunțat că vin cu 100-150 de suporteri și au fost 25-30 de inși și să ții o tribună blocată. Ocupată pentru 30 de inși, mi s-a părut. Puteau fi izolați undeva într-o margine și cu un tampon de oameni de ordine acolo, dar mă rog. Văd că asta a fost doleanța jandarmeriei și practic ați văzut, domnul profesor, ce s-a întâmplat la meciul dintre Arădeni și Timișoara. Da, da, da. Mai bine puțin înghesuiți și mai puțin spectatori decât cu probleme. E mai bine să previi decât să ai parte. La Râmnic, la ce să ne așteptăm, domnul profesor Ionașcu? La Râmnic, așa cum spunea și domnul profesor, 1x2. Punctul meu de vedere, ambele formații au șanse, da? Bănuiesc că gazdele vor conta pe ambiția de a... Și spunea și Valistan. Derby întotdeauna, derbiul local, știți că atunci patimile sunt mai mari, da? Întotdeauna joci cu mai mult aplomb când ai un derby umii al nostru aici, da, acum. La sfârșitul partidei, de fapt, Valistan și comenta, să așteaptă la replica râmnicenilor, pentru că probabil că s-a săturat și ei să tot audă că Metalul e prime time, e acolo evident, pe podium. Da. Iar nu ți convine să auzi la primele 3 locuri Metalul și Olimpia, care, v-am spus, au făcut o figură frumoasă în ultimii ani și trebuie să recunoaștem treaba asta, da? Au de recuperat. Vom vede. Da. Îl rog pe colegul Alex să-mi spună în caz că n-am înțeles despre ce material avem pregătit. Ah, da, bun.
Haideți să dăm și pe asta așa pentru un pic de diversitate. Cu momentul acesta în care veți vedea acolo cam cum s-au mobilizat, iată, vestiții hooligans au venit, ei sunt puțin rupți în fund, așa ca și bani, dar se respectă blazonul ăsta negativ. A avut ceva jandarmi de furcă cu unul dintre suporteri și chiar, domnul profesor, fiindcă toți vorbeați, s-au agitat restul ultrașilor, rechini ăștia fără dinți acolo, că am văzut, vai mama lor când au plecat. Și tot încercau să ne stârnească și pe noi în momentul în care îi luam interviul lui Valistan, dar ne-am văzut de treaba noastră și așa iată trebuie, cum... Așa trebuie să răspundem la aceste manifestări. Acum e o problemă de educație, vedeți și dumneavoastră, da, de ce rău imediat importăm și ne luăm ca atare. Nu reușim să ne gândim că e un meci, da, e un joc până la urma urmei și nu venim să ne manifestăm frustrările la stadion. Asta e. S-a mai întâmplat și în meciul anterior, parcă acasă, când domnul acela arunca cu ceasul. Sau da. Poate nu-i trebuia ceasul. Înseamnă că stăm bine de tot dacă am început să aruncăm cu... Hai. Mai pe vremuri aruncam cu brichete, acum am trecut la nivelul următor, aruncăm cu ceasurile. Înseamnă că nu stăm chiar așa de rău în România. Avem pretenția să ne uităm la un spectacol fotbalistic, da? Ne uităm la televizor, vedem meciul din Premier League, da? Fără gard, fără... mai avem până să ajungem la nivelul ăsta. Din păcate, aghezmoia asta e la îndemâna tuturor și venim aici și bravăm și nu oferim deloc modele pentru copiii care ei și așa au luat-o pe niște căi. Societatea asta nu este deloc ofertantă. Așa-i. Și poate a venit vremea să stopăm toate pornirile astea negative și să ne îndreptăm pentru că s-a săturat România asta de elemente de genul ăsta. Ar trebui făcut pentru ceva pentru asta și vă spun doar atât. Am fost cu copilul la meci, da? Ce să-i explic eu fiului meu care s-a uitat la da. Meci și când a ieșit galeria lui Faru... Dă-i cu măscări. Da? FRF. Da. Ai o nemulțumire? Spuneți-o, dar nu la modul ăsta. Da. Înțeleg că mai avem un telefon? Alo? Alo? Bună seara, vă ascultăm. Alo? 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 Da, vă ascult. Ne auziți? Da. Vă ascultăm. Da. Da, a căzut legătura. Domnul profesor, vă foarte mulțumesc pentru prezență aici în studio. Să mai avem de comentat și până la urmă eu cred că faptul că spectacolul ăsta din punct de vedere tehnic spectacular a fost sărăcăcios, da? Dar dârzenia cu care da. Jucătorii noștri au ținut pieptul unor fotbaliști cu mult mai multă experiență și veniți cu mai multe pretenții pe la noi, să ne bucurăm să savurăm momentul ăsta metalul și să mergem să încurajăm acolo și poate și ajutăm. Nu știu, eu cred și spuneam și la handball și la toate celelalte sporturi, buzoiene poate ar trebui să învețe că în momentul în care te duci pentru echipa respectivă, un 2 lei, un 3 lei la intrare nu e un capă de țară și ca să ajutăm acolo din puținul nostru. Pentru că noi ne-am învățat așa la mocangeală, mergem acolo, mai și înjurăm, ne mai suntem și ne mulțumim. Eu chiar l-am întrebat pe Valistan când am auzit că vin suporterii ăștia de la Constanța, zic, băi, Vali, zic, pui intrare. Și băiatul foarte franc, foarte... Domnul profesor, și noi de-abia am scos capul în lume. Și vrem să ridicăm pretenții pentru intrare. Și nu, stați liniștiți că nu se întâmplă asta. Cu anunțul că intenționăm pentru săptămâna viitoare după meci, o să derbiul județean, să avem aici invitați din ambele tabere și să savurăm o partidă care să aibă de toate. Încheiem prima parte a emisiunii. Nu plecați și nu comutați pe alt canal, pentru că după pauză publicitară, antrenorul de la Onyx Râmnicu cu Sărat va veni și împreună vom savura în exclusivitate cele mai frumoase faze, golurile multe pe care au reușit râmnicencele să le pună în desaga celor de la Reghin și au plecat cam îngreunate acolo cu microbus. Mii de mulțumiri! Mulțumesc și pentru invitație! Am revenit pentru partea a doua emisiunii de astăzi. Au plecat cei doi musafiri pe care am vorbit în prima parte despre metalul Buzău și despre evoluția ei în primele 9 etape.
o evoluție de admirat, 3 partide la egalitate și 6 victorii. Practic, cum vă spuneam, singura echipă neînvinsă din seria a doua, din Liga a treia și cu cea mai bună apărare, doar 5 goluri primite. Îl avem invitat pentru partea a doua pe Adrian, nu Zoican, cu care seamănă foarte bine, să nu credeți că avem dat-o acum pe... L-am furat pâinea de la gură colegilor mele care a avut invitat pe domnul doctor Adrian Zoican, tot un Adrian, dar Adrian Cosma, este tânărul antrenor al formației feminine de fotbal de Ligă Secundă de la Onyx. Am fost sâmbătă și am luat câteva mai multe imagini în exclusivitate. Fetele domnului profesor le-au administrat 9 goluri celor de la Avântul Reghin. Iată, avem și imagini. Vă spuneam imagini în exclusivitate. Formația noastră este echipată în albastru. Avem aici câteva imagini și avem multe goluri. Alex Nicolae, colegul meu din regie, a avut mult de lucrat la sumedenia de ocazii și de goluri, dar asta este unde ar fi ghinionul ăsta între ghilimele, să avem mereu de filmat atâtea reușite. Domnul profesor, bine ați venit la emisiunea bine noastră. V-am ați mai fost prezent la vreo emisiune? Nu, e prima dată. Fost. Înseamnă că bănuiesc că ați luat respectiva pietricică în gură care să vă poartă noroc. Oricum, sper că v-am purtat noroc prezența noastră acolo la Râmnic. Da. Ați venit cu norocul. Nu ne așteptam să marcăm atât de multe goluri, dar am început bine. Am marcat în minutul 2 sau 3 până la ora Nedelcu. Da, un gol care lipsește din grupajul nostru de goluri. Ăsta este golul de 2-0 pe care îl l-a înscris Linda Cergan. Da, acolo, Linda la, Cergan. Da, Linda Cergan, de la aproximativ 20 de metri. Un șut direct, portarul cam aerian pe acolo, da, pe partea... Ce să mai facă, da, acesta e golul, cred. Da, iată. Da. O execuție, bună, o execuție curată. Foarte frumoasă. O să vorbim, să revenim un pic, sperăm să mai avem timp, să vorbim despre jucătoarea aceasta de culoare, are o istorie aparte, o istorie interesantă. Da. Iată aici și banca tehnică. Iată, acesta este golul 3, da? Pe care la fel, Laura Nedelcu a marcat. Practic este al doilea gol al ei. Dar da, golul 3, da. din meci. Iată acolo cu galben, recunoaștem personajul cu șapcă. Ăla era meu, desigur. Da. Laura Nedelcu a marcat 5 goluri. Da, 5 goluri, într-adevăr. 5 goluri, Lewandowski, da, al Onyx-ului. Toate golurile au fost frumoase. Am dominat meciul. Cum am spus și la început, nu ne așteptam să marcăm atât de multe goluri. Reghin a terminat anul trecut sezonul pe locul 2. Ce știam despre Reghin, care are o echipă solidă, are o echipă bună, dar da, am dominat meciul, fetele și-au îndeplinit sarcinele, au jucat exact ceea ce le-am cerut, au avut ambiție și asta s-a văzut în teren. Le-am dominat de la un capăt, de la altul, am marcat și... Să spunem trestatorilor postului nostru că sunteți la a treia victorie consecutivă. Da. Ați câștigat acasă pe teren propriu în fața Bacăului. Ați făcut deplasare la Navobi Iași și ați câștigat acolo pe o vreme câinească, cu 2-0, o vreme ploioasă. Știți că era gluma aceea, trebuia să plece soțul la gară și a zis... Nu dai niciun câine pe vremea asta. Păi cine a spus că iei și câine? Te duci de unul singur. Mi-a plăcut foarte mult cum s-au mișcat elevele dumneavoastră, cel puțin Linda Cergan cu capul sus, un adevărat playmaker. Da, chiar și aici, uita, și pasă oferă. Eu cred că ar putea să joace și la băieți. Da. La Liga a treia eu cred că ar putea să joace fără problemă. Da, e o fată isteață, știe jocul, oferă tot timpul pase utile atacanților, mijlocașilor laterali. Și iată pe tot timpul cu privirea sus. Iată pe Laura Nedelcu aici, vine și vă îmbrățișează. Ca o întrebare, sper să nu vă surprindă domnul profesor, sper să nu se supere soția dacă va viziona această emisiune. E vreo problemă acasă? Dumneavoastră vă duceți și antrenați niște fete așa de tinere și așa de frumoase? Da, când au apelat băieții la mine, mi-au zis dacă vreau să antrenez o echipă de fotbal feminin,
Vă imaginați că am cerut acordul soției. Ați făcut consiliu de familie? Da, 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 ca să ajung acasă, să mai dorm acasă. Glumesc. Soția știe că eu sunt un băiat serios, știe cu cine s-a căsătorit, știe că tot ceea ce se întâmplă la echipă e strict profesional. Soția dumneavoastră este un fenomen? Nu, dar a devenit. A intrat în fenomen odată cu mine, se uită la meciuri, a început să cunoască, ușor-ușor să cunoască echipele și mă susține tot timpul, mă susține, mă ajută, îi cer părerea, de foarte multe ori îi cer părerea pentru felul cum să le motivez de la meci la meci, îmi oferă sfaturi utile și pentru asta îi mulțumesc, da, că e alături de mine. Domnul profesor, să punctăm faptul că aproximativ un sfert din lotul acesta practic au jucat la Viitorul Buzău, dacă nu zic poate prostii. Mai mult, cred că da? Jumate, da. Am înțeles. Eu am fost mai modest așa. Deci ați preluat un lot care are câteva jucătoare cu ceva experiență, cu idei serioase despre jocul ăsta de fotbal. De altfel, la partidă l-am văzut și pe domnul profesor Mușceleanu. Mușceleanu, da, dânsul e alături de noi la meciuri, mă ajută, vorbesc cu dânsul, ne sfătuim, îi cer părerea, îi cer sfaturi. Noi am luat echipa, domnul profesor a avut ceva probleme, am vorbit cu băieții de la noi, de la Râmnic. Și ați luat-o din Liga 2? Și am luat-o din Liga... Acum, cum ar fi din Liga 3-a, că s-au schimbat un pic lucrurile. Deci ați luat-o de jos. Pentru că, practic, Viitorul Buzău a fost în prima ligă în momentul în care ajunsese la un moment dat și când funcționa aici la Buzău. Da, da, da. Cum reușiți dumneavoastră să antrenați fetele astea încât să joace așa de bine? Și fetele mă ajută, s-au atașat de mine, eu m-am atașat de ele. Probabil că sunt un antrenor tânăr. Am știut să mă bag pe sub pielea lor. Metodele mele de antrenament au fost bune, sunt plăcute și din dorința mea de a câștiga au luat și fetele. Sunt un tip ambițios. După părerea mea, cei mai ambițioși câștigă. Fără ambiție nu poți să faci nimic. Fetele la fel au calitatea asta, sunt toate ambițioase și în felul ăsta am reușit. Am reușit o promovare din Liga 3 în Liga 2. Iată, fetele dumneavoastră știu să dea și cu capul aici. Da, da. Și sperăm să mergem mai departe pe același drum. Suntem într-o formă bună. 3 victorii consecutive. Domnul profesor, cu ce se ocupă în viața civilă, ca să zic așa, fetele dumneavoastră? Multe fete sunt la facultate, multe dintre ele sunt la facultate, lucrează doar Linda, am și o polițistă. Da? Da, 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 Oana Dragu se numește, e polițistă în București. Ea e jucătoarea cu numărul? E jucătoarea cu numărul 12. Cu numărul 12. O fată super inteligentă, probabil că una dintre cele mai inteligente fotbaliste din România, foarte, foarte inteligentă. Și Linda lucrează, am și câteva fete care sunt la liceu, care lucrează nu prea, avem doar 2 fete, atât. Eu am vrut inițial să invit 2 dintre fotbaliste, pe dumneavoastră vă las mai după câteva etape ca să se mai coacă rezultatele astea și în momentul în care am vorbit cu Daniela Tudose, capitanul formației, este în București, înțeleg că și Linda este în București, da, da, da. Alte 2 jucătoare sunt în București. Și atunci nu mai este niciun secret de ce mijlocul dumneavoastră joacă atât de bine, joacă cerebral, sunt fotbaliste studioase, licențiate și exact ceea ce vorbeam mai devreme, că fotbalul ăsta se joacă mai ales cu capul, e adevărat, până intermediul picioarelor. Da, așa este, că nu poți să joci numai cu picioarele. E clar, așa cum am zis și de Oana Dragu, că e foarte inteligentă, la fel, nu pot să numesc, nu pot să dau nume pentru că toate fetele noastre sunt inteligente. Tot timpul reacționează la ceea ce eu le cer, înțeleg imediat ceea ce eu îmi doresc de la ele și se vede și în joc. Fotbal feminin, la prima vedere, nu, dai, cam dai cu piciorul ce fotbal feminin, dar am încercat și noi și am început să o pasăm, am început să jucăm fotbal în adevăratul sens al cuvântului. Cu minge jos, cu schimbare de direcție, cu playmaker, cu tot ce trebuie. Da,
Lovituri cu capul, lovituri din lungi, cu demarcare, adică fotbal... Da, am început să așezăm și să jucăm fotbal în adevăratul sens al cuvântului. Domnul profesor, cine vă ajută în susținerea asta, în efortul ăsta pe care echipa dumneavoastră îl depuneți pentru ca jucătoarele dumneavoastră să performeze? Financiar vorbind? Da, financiar, sigur. Financiar, un om de afaceri din Râmnicu Sărat, îl cheamă Gheorghe Bogdan pe dânsul, fără de care... Noi nu puteam să ajungem aici, nici nu puteam să începem. Îi mulțumim și îi mulțumesc pe această cale dânsului. Ne ajută și dânsii care au Bela Italia, domnul Holban. Da. Am depus un proiect la Consiliul European, la Consiliul Județean. Da, merge și la Consiliul European. Poate era... ajunge și juca și în, poate juca și în cupele europene. Da, era bine. Și în principal domnul Bogdan ne susține. Deci aveți niște oameni care vă susțin din punct de vedere financiar. Da, financiar. Ce și din... suntem pe o scară pe o pantă pe o pantă, da. Și din punct de vedere financiar și sportiv. Domnule profesor, haideți să vorbim un pic de Linda ca să stârnim interesul nu doar a râmnicenilor, ci și a buzoienilor. Linda Cergan. De origine? Linda Cergan este de origine din Ghana. Ghaneză, da? Da. Iată, acum la balon. Da. Tatăl Lindei a făcut facultatea de... Medicină? Nu, am greșit eu. La Politehnic a terminat. S-a căsătorit cu mama Lindei și astfel... Și a ieșit o fotbalistă și a ieșit o fotbalistă extraordinară. Linda e născută în 81, deci are 36 de ani. Eu, la fel, o fată inteligentă, de acum o femeie inteligentă, care știe jocul. Este căsătorită? Nu este căsătorită. Ia, auziți, băieți, puteți să veniți să o încurajați pe Linda. Linda este o fată foarte frumoasă, dar nu vă puteți da seama de aici la distanță, așa că, domnul profesor, să invităm nu doar băieții. Și le dau o veste proastă că Linda... are pe cineva. Am înțeles că ar urma să... Asta nu trebuia să o spunem, că uitați, deci la jumătate din suporte nu vor mai veni acum. Avem multe alte fete frumoase să vede. Și singure. Da. Pe care și noi așteptăm băieții la teren. Săptămâna trecută n-am avut chiar atât de mulți suporteri. A fost vremea rece. Bine, și sâmbătă a fost un plafon de nori, vremea n-a fost foarte, foarte prietenoasă. Da, exact, n-a fost vremea chiar. Am văzut acolo, aveți și galerie, aveți și tubă, ceea ce n-au echipe masculine până la urmă. Da. Nici Gloria n-avea în Liga a doua, n-avea acolo oameni așa de atașați. Contează atmosfera asta acolo, ritmul. Și pentru fete mi-au spus și la pauză și după meci că atâți câți au fost, n-au fost foarte mulți, dar le-am împins de la spate și au avut un impuls. Da. Ceea ce s-a întâmplat în tribună. Fiindcă tot veni vorba de relație de Linda, îl rog pe colegul Alex să pregătească, dacă are la îndemână, acele fotografii. Domnul profesor, la sfârșitul partidei, una dintre jucătoarele dumneavoastră a fost cerută. Iată. Da. Nu mai eram pe teren. Mi-au povestit fetele, am văzut și o filmare. Stroi Clara o cheamă. E atacantul nostru. Eu îi spun vitezomanul. Da. Că, așa cum se zice în fotbal, are niște viteze de... nu prea oprind adversarele. De la 4 în sus. Da. Se vor căsători la anul. Ce să le urez o multă fericire. După cum, Casa de Piatră e un pic de vreme, dar asta le-o doresc. Casa de Piatră, gardă fier forjat, adică așa să fie treaba bună acolo. Deci înțeleg că acum a primit inelul de logodnă. De logodnă, da. Am văzut filmarea, mă bucur pentru ei, sunt fericit că și-a ales și că și-a găsit bărbatul potrivit. Acum depinde de ei și să aibă un contract pe termen nedeterminat. Urmărind imagini pe care am avut o sumedenie de imagini pe care n-am putut să se le dăm, practic jucătoarea dumneavoastră, Clara Stroie, a fost cea mai tăvărită acolo. Am văzut faultată din gros. Asta pentru că își dorește foarte mult, aleargă foarte mult, e tot timpul la minge și nu are cum să nu fie faultată din moment ce are multe mingi. E clar că acolo e și puternică. O vedem acolo în mijlocul terenului. Da. E ambițioasă, aleargă, nu poate fi oprită decât prin faul de foarte multe ori.
Da, exact. Mi-a arătat glezna, era umflată și sângerea. Noroc că a fost prietenul și a atenuat, i-a șters cu buretele toată durerea aceea, cu inelul acela pe care orice fată și-l dorește la un moment dat, și e bine că s-a întâmplat chiar după acest meci. Domnul profesor, ce urmează pentru dumneavoastră? Avem un meci la Armonia Dolhești. Sper să și mergem cu gândul de victorie, clar. Vrem să legăm patru victorii. După care vom sta o etapă și cel mai probabil, de fapt, s-ar putea să jucăm în cupă, încă nu se știe cu cine vom juca. Da. După care vom juca acasă cu Real Craiova, o echipă bună, o echipă solidă, dar jucând acasă cu suporterea alături și cu multă ambiție, sper să câștigăm. Da. Să... Și după această emisiune în care dumneavoastră v-ați făcut o cuvenită publicitate, fiindcă fetele chiar merită să fie acolo însoțite și încurajate, poate la meciul cu Craiova, la următoarea etapă de pe teren propriu, poate se vor mări și numărul suporterilor, pentru că fetele chiar joacă frumos, arată bine, ceea ce este la fel de important. Și nu este un simplu joc de domnișoare. Eu am văzut acolo joc, travaliu, implicare și fetele chiar joacă și merită din plin să fie privite și aplaudate. Da, nu e chiar fotbal feminin. Ele știu că tot timpul le spun ca să poți să câștigi, trebuie, cum să zicem, fotbal, să bagi materiale. Da? Aici face diferența, forța la fotbal, în fotbal feminin face diferența. Pregătirea fizică, am făcut un cantonament de vară, în care un cantonament de anduranță pentru să ne ajute pe parcursul turului. Asta s-a văzut, suntem mai puternice decât adversarele tot timpul. La clinciuri, cum a fost și Clara, e greu să ia mingea decât pe un fault. E greu să o reposedezi. Da, datorită forței și datorită ambiției. Fetele sunt ambițioase și tot timpul să bag în clinciuri. Domnul profesor, fiindcă tot v-am purtat noroc, promitem să mai venim și să avem invitate aici în studio dintre jucătoarele dumneavoastră, pentru că suntem convins, ne va crește și nouă audiență. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Vă mulțumesc și prin dumneavoastră pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Ionuț Paraschiv vă spune toate cele bune și vă invită pentru lunea viitoare la ora 17 la o nouă ediție a Sport Maxim. Ne puteți vedea în reluare și de la ora 20. Toate cele bune!